Iată, domnilor, domnișoarelor, domnilor, aici la Capital TV, televiziune pe bună, la fotoliul cu ghimpi, în partea a doua emisiunii cu Florin Cazacu, purtătorul de cuvânt al PSD Hunedoara. Am vorbit și despre municipiul Brad, poate o să mai vină vreo întrebare, de fapt am multe despre municipiul Brad, dar nu vi le pot pune în emisiunea asta, pentru că alta este calitatea dumneavoastră de astăzi. Mi-ați vorbit despre bugetele locale și despre faptul că suferă administrațiile, UAT-urile suferă din cauza acestor dezechilibre. Eu am văzut în timp ce era publicitatea că aveți acolo câteva UAT-uri cu niște sume deloc mici. Puteți să-mi spuneți despre ce este vorba? Așa cum vă spuneam, am făcut un punctaj al nevoilor financiare pentru echilibrarea bugetelor locale. O situație pe care am prezentat-o și prefectului județului, Ministerului Finanțelor și Guvernului României, și vreau să vă spun că sunt, de exemplu, municipiul Lupeni, da, are un deficit în acest an 2020 necesar pentru a-și atinge obiectivele propuse prin buget de 4.752.000 la 6 luni de zile. O sumă foarte mare, 1 milion de euro. De asemenea, banii ăștia pe care mi spuneți acum sunt doar banii pentru asistentă socială sau includ și cofinanțări și altele? Includ deficit de funcționare de la Sălașul de Sus. Avem un deficit de funcționare de 1.377.000. O sumă foarte mare. Bun, dar deficitul Totești, de funcționare deficit asta e că nu-mi dau seama. Deci sunt cifrele transmise către primăriile de la... Dar eu cred că e vorba de banii pentru oamenii ăștia cu asistenții personali. Dar mă rog, hai să vedem. La Totești vreau să vă spun, deci noi la Totești avem un minus de 1.400.000, iar la dezvoltare 2.100.000. Toată această situație financiară ne-am trimis-o la Ministerul de Finanțe. Ministerul de Finanțe are oglinda, să zic așa, situații financiare a tuturor UAT-urilor din România. Ei, de fapt, știu în fiecare moment ce nevoi au comunitățile locale. Chiar credeți nu că știu? Am fost personal prezent în biroul Ministrului Finanțe de nenumărate ori în perioada în care la guvernare era PSD-ul și ministrul Eugen Teodorovici. În orice moment aveam nevoie, discutam despre Brad, avea situația municipiului Brad pe calculator în fața lui. Deci fiecare ministru de finanțe responsabil are oglinda situației financiare a fiecărui UAT din România. Pentru ea ar trebui să aibă un semnal cu roșu ori de câte ori un UAT are o problemă. România corect dezvoltată înseamnă România corect administrată prin bugete corecte. Să înțeleg că dumneavoastră la începutul anului, după ce vă votați bugetul, duceți la finanțe. Exact. Care la probă sau nu? Care sau l-are... mai trimite înapoi? Nu, sau... nu, este aprobat. Deci, bugetele locale sunt aprobate de către consiliile locale și în baza sumelor transmise, în baza sumelor transmise de la finanțe. Și se vizează. Și avem impozitul pe venitul global estimat, taxa pe valoare adăugată, care este, pe care o primim, ni se spune, din TVA principală. Da? Avem impozitele și taxele locale care sunt impozite pe proprietatea din UAT-ul tău și știm anul precedent ce sumă am avut, cam aceeași sumă este și în anul care urmează. Și mai avem bani obținuți din închirierea domeniului public și privat al localității. Deci cam astea sunt cele patru mari componente ale construirii bugetului local. Resurselor de venit. Exact. Și după ce ai veniturile, ai sume cu destinație, dacă îți vine pentru școală, trebuie să se folosești la învățământ, dacă îți vine pentru asistenții personali, îi dai cu dedicație acolo, da, și după aceea ai cheltuielile de... Și exact. Articole, și tu te apoi, domnule, ce pot să fac din banii și ăștia? Ministrul de Finanță, de unde știe el pe calculatorul lui? Au ce, situația în fiecare moment zilnic, în fiecare moment și în fiecare zi, pentru fiecare OAT. Orice plată făcută, el o regăsește în calculator. Deci ei știu acest lucru. Ar trebui să-și îndrepte atenția asupra nevoilor comunităților locale. Să nu aștepte să vină alegerile locale, să vedem care unde mai iese primar și să vedem ce facem, ce bani le dăm. Aici nu ar trebui să aibă culoare politică banul public. Banul public trebuie dat pentru comunități ca să se dezvolte normal. Pe oamenii din Brad nu scrie social-democrat sau liberali. Sunt cetățenii ai României. Constituția României este valabilă pentru toți. Teoretic. Și practic așa trebuie să fie. Pentru că lupta noastră... Vorba aia, cu unii sunt mai egal decât alții. Să știți că un primar PNL
La fel ar vorbi în acest fotoliu cu ghimbi despre nevoile comunității lui. Noi primarii mai puțin ne gândim la ce, de la ce partii suntem. Poate că unii au sentimentul că fiind de la guvernare li se deschide mai ușor ușă. Da, poate că este mai bine pentru ei. Dar o guvernare corectă presupune aceeași unitate în măsură pentru fiecare oate. Adică nu e normal să dau banii la comuna X care are primar PNL să-și facă un teren de sport, când adresabilitatea acelui teren de sport este pentru maxim 400 de tineri. Pe când la Brad, dacă ai 2000 de tineri, este mai important să crezi, să faci un teren de sport. Domnul Cazacru, dumneavoastră încercați să-mi spuneți acum mai voalat, mai direct, că bugetele locale sunt făcute, uneori întocmite și în funcție de preferințele politice sau de culoarea politică. Păi cum se poate lucrul ăsta dacă există formulă de calcul? Păi asta v-am spus cu formula aia. Nimeni nu controlează cum se alocă resursele prin formula respectivă. Deci, eu vorbesc din punctul de vedere a OAT-ului Brad. De la un an la altul, deci în acest an am avut pe formulă 4 milioane mai puțin. Enorm, nu știu de unde. Nu-și explică nimeni. Acela lucru se, și noi am ridicat această problemă la nivelul asociației, structură asociative, Asociația Municipiilor. Unde întâlnim toți primarii de municipii. Toți au aceeași problemă, marea necunoscută legată de cum sunt stabilite sumele din IVG pentru echilibrarea bugetelor locale. Și un primar de la PNL la fel v-ar vorbi ca și mine aici. Foarte da, mulți au această exact diferență. Același lucru cum spun da. Și cei de la PNL. Deci eu vă spun, sunt aici în calitate de purtătorii cuvânt a PSD-ului, dar să știți că sunt purtătorii cuvânt a primarilor din tot județul pe această speță. Cu siguranță poate să mă combat oricine dorește, dar nu cred că are argumente. Cu control se îndreaptă PSD-ul în județul, nu doar la domnul Cazacru. Eu sper ca la alegerile din 27 septembrie cetățenii județului să înțeleagă că este nevoie de socialdemocrați în continuare în acest județ. Susțin, așa cum este normal și firesc, ca la Consiliul Județean să fie o majoritate PSD și președintele să fie socialdemocrat. Bun, haideți să vă întreb, că e momentul și pentru lucruri mai directe. Ați spus că susțineți să fie președintele socialdemocrat, da? Sunteți purtător de cuvânt la PSD. L-ați scos ca și candidat pe domnul Laurențiu Nistor, da? Da, a fost desemnat candidat, nu l-am scos, a fost desemnat ca și candidat. Una din, în urmă unor sondaje de opinie și în urmă unor votări statutare în structurile noastre conducere. Păi și de ce Laurențiu Nistor, care mai ești președinte de partid? Este evident că președintele... Ce, în afară de Laurențiu Nistor n-ați mai avut niciun om care stragă locomotiva PSD-ului la alegerile locale? Laurențiu Nistor este omul cu cea mai mare experiență în acest domeniu. Laurențiu Nistor a fost parlamentar al României este. De 3 ori. Da, este și acum. Primarul comunei Șoimuș este omul care știe ce înseamnă administrația și este omul pe care noi, primarii PSD, ne-am bazat foarte mult ori de câte ori a fost vorba de o guvernare PSD. Laurențiu Nistor a fost omul care a demonstrat că știe să fie și echidistant. Foarte mulți primari PNL din județul Hunedoara sau de la oricare alt partid pot să spună că Laurențiu Nistor în calitate de deputat PSD și cu acces la nivelul guvernului PSD i-a ajutat pentru a-și atinge obiectivele. Nu cred că a fost primar din acest județ care să se ducă la Laurențiu Nistor și să nu fie ajutat de Laurențiu Nistor indiferent de culoarea politică și o spun cu foarte multă responsabilitate. Acest om a sprijinit toți primarii din județul Hunedoara ca să-și atingă obiectivele. În funcție de prerogativele pe care le avea el ca și parlamentar. Dacă a fost nevoie de inițiativă legislativă în ceea ce privește sprijinul pentru primari. Dacă a fost nevoie de, nu intervenție la guvern, că aici așa intrăm în zona abuzului în serviciu și se discută, păi, domnule, dacă este bine sau nu bine ca un parlamentar să vorbească în unui primar. Nu, domnule, să stabilești o întrevedere cu un ministru este de competență unui parlamentar. Poate să facă acest lucru. Ați lansat o întrebare dacă e bine sau nu e bine ca un parlamentar să vorbească în numele unui primar. Păi eu cred că e bine și vă spun și de ce. Pentru că omul ăla a ajuns parlamentar acolo și prin voturile cetățenilor din comuna în care e primarul ăla de care vorbim. Exact. Și atunci acel parlamentar îi reprezintă pe oamenii aceia. Și când ești parlamentar, nu ești numai parlamentarul
de la văscăuții din deal, ești și parlamentar pentru văscăuții de jos, din vale. Și atunci, de ce să-l trimiți pe bietul primar, care oricum are treburile lui, că primarii toată ziua sunt plecați pe la București? Sau, mă rog, mai mult sau mai puțin. Aia care știu să dea din coată, sunt plecați pe la București. Și mai sunt și primari care 4 ani de zile stau în birouri. Trebuie să recunoaștem că trebuie să fii prezent peste tot, domnul Adrian. Așa. Deci, de ce să-l mai trimiți pe primar să, cu căciula în mână pe la guvern, cu sărmâna cu alea, alea, când tu, ca parlamentar de Hunedoara, Dol, Jara, de ce ai fi, te poți duce tu să faci treaba asta, există în relațiile de colaborare. Deci nu cred că intră în sfera abuzului în serviciu. Eu nu aș împărți în a fi bine sau a fi... Eu zic că este normal, normal, ca și parlamentar, ca și om ales într-un județ, să sprijin un primar din județul tău pentru a-și atinge obiectivele legitime și într-un mod de legal. E normal, dar nu prea se întâmplă uneori. Da, pentru nu că... zic că la dumneavoastră, vorbesc la modul general acum. Au existat foarte multe discuții legate de traficul de influență, abuz în serviciu, povești de genul ăsta... Da, asumă-ți! Povești de genul ăsta legate de intervenția unui parlamentar pentru a rezolva o problemă într-o comunitate. Păi dacă nu te ajută parlamentar, dacă nu te ajută ministru, cine să te ajute? Că trebuie să te ajute. Oamenii sunt puși acolo să muncească pentru comunități. În modul legal, nu zice numai nimeni să în facă. Modul legal. Aș vrea să mai abordez o chestiune care, iarăși, este foarte importantă. La începutul acestui an, se vorbea despre acel Fond Național de Investiții, FDI, Fondul de Dezvoltare, Fondul de Dezvoltare și Investiții, da? Încheiasem niște contracte, noi primarii, ca prin FDI să obținem sume pentru introducerea gazului metan. Drumuri. Era o gamă foarte largă de lucrări. Dar s-au semnat contractele? Sau... S-au semnat și am primit în 2 luni de zile o adresă prin care mi s-a spus că acele contracte sunt nule, nu se mai face niciun fel de finanțare. Acolo unde s-au făcut anumite deschideri de credite pe FDI, au descins organe de control și au ridicat documentele și acel fond de dezvoltare și investiții care a fost gestionat prin Comisia de Prognoză a fost anulat. Nu s-a pus nimic în loc. Se vorbea, deci să folosești erau două chestiuni, nu, erau, știți, intrăm acum în zona politică și se purtă tot de cuvânt PSD. În prima parte a anului 2020 se vorbea despre faptul că PNDL, Programul Național de Dezvoltare Locală, merge mai departe, nu? Nu. Că nu este bun. Este pușculița de bani a primarului. Cum adică pușculița de bani a primarului? Este o sursă de finanțare pentru proiectele primăriilor, pentru proiectele unor comunități. Nu este pușculița de bani. Modul acesta de abordare din partea unor politice nu este deloc sănătos, pentru că se și creează în rândul comunităților câteva discuții legate de faptul că, uite, domnule, primarul câți bani are? Păi primarul nu poate consuma o sumă de bani dacă nu este angajat într-un mod corect. Dacă nu există o documentație tehnico-economică, dacă nu există o comisie de recepție, nu ai cum să cheltuiești acei bani, că nu sunt bani într-un sac în biroul tău și în care bagi mâna după cum ai nevoie sau nu. Ei, s-a diminuat foarte mult Programul Național de Dezvoltare și s-a desființat în totalitate FDI-ul, care asigura surse de finanțare pentru proiecte mari. De exemplu, proiectul de introducere a gazului metan în zona Bradului, pentru distribuție vorbesc și branșamente, urma să fie aprobat prin FDI. Pentru reabilitarea drumului național care traversează municipiul Brad, DN76, și o să vă rog dacă se poate să abordăm puțin problema acestor drumuri naționale care traversează municipiile, a fost aprobat să fie finanțat prin FDI, s-a anulat. Ei, dacă avem... Păi, că am lăsat cu pantalonii în vine, ca să folosesc un termen mai neortodox așa. Păi, nu, o văduvit comunitățile de surse de finanțare care să asigură un nivel de trai corect. Eu așa aș spune lucrurile, nu o lăsa pe nimeni cu pantaloni în vine. Ba da, i-a lăsat cu pantaloni în vine, din punctul meu de vedere, păi și pe locuitori care așteptau... Așteptau derularea proiectelor, astea. Bineînțeles. Dar cum stați cu gazul metan? N-aveți deloc pe acolo? Cred că este deja de notorietate la nivelul județului faptul că conducta de gaz metan de la Mintea spre Brad
este în proporție de 90% finalizată. Din nefericire am avut unele probleme într-o anumită zonă, într-o anumită OAT, unde anumiți cetățeni s-au opus. Transgazul, finanțator acestei lucrări, a identificat o variantă de ocolire și în acest moment se lucrează la elaborarea proiectului pentru varianta de deviere a conductei. Sperăm că în maxim 2 luni de zile conducta de gaz metan de la Mintea la Brat să fie toată în pământ, făcute probe de presiune și cu gaz pe ea. Bun, asta e un lucru bun. Dacă să revenim înapoi, banii aia nu mai sunt. Nu, da? Noi vorbim de chestiuni diferite. Magistrala de gaz metan este o investiție care o face societatea Transgaz, are monopol. Da? Distribuția de gaz metan într-un UAT se face de către primărie sau de către concesionarul acestui serviciu. Să ajungem la noi, primăria, suntem la faza de, am licitat deja proiectare și execuție. Așa. La distribuție, căutăm sursa de finanțare. Asta e, și de unde și bani? Suntem în acest moment la Ministerul Administrației, care a dirijat documentele către fonduri europene, unde urmează ca în 2 luni de zile să fie accesate fonduri europene, nu doar pentru Brad, pentru toate unitățile administrative teritoriale care doresc să introducă gazul metan în zona lor. La noi, odată cu finalizarea lucrărilor la magistrala Mintia Brad, ar putea să beneficieze toate unitățile administrative teritoriale de pe raza cărora trece această conductă. Șemuș, Băița, Vălișoara, Luncoi, Brad, Ribița. Deci am putea beneficia cu toții de această distribuție. Noi, Bradu, am făcut, să zic așa, și un pas înainte. Suntem la faza de proiectare și execuție. Deci este atribuit deja acest proiect la noi la Brad. Sperăm ca odată ce va fi deja ghidul de finanțare scos, noi să putem aplica deja pentru acest proiect și să obținem finanțarea cât de curând. Așa că lucrurile se întâmplă și este bine că la noi la Brad găsim această soluție. Am beneficiat, deci, cum am spus, de sprijinul Transgazului pentru această magistrală și noi, primăria Brad, ca principali beneficiari, am inițiat și proiectul pentru execuție și introducerea distribuției. Foarte prescurt, mai avem maxim 3 minute de emisiune. Vreau să-mi spuneți ceva despre drumuri. Da. O situație cu care se confruntă municipiul Brad și nu doar municipiul Brad, foarte multe municipii mici din România, este faptul că sunt traversate de către drumuri naționale. Aceste drumuri naționale nu beneficiază de finanțare de la nivel național pentru reabilitarea lor. O situație cumplită este la Brad prin faptul că drumul național care a fost reabilitat, Deva-Oradea, reabilitarea lui s-a oprit la intrarea municipiul Brad și a fost continuată de ieșirea din municipiul Brad. Am dezbătut această chestiune cu premierul României, am discutat-o și cu foștii premieri ai României, cu toate guvernările, trebuie găsit o soluție ca segmente de drumuri naționale care traversează unitățile administrative teritoriale să fie reabilitate de către CNIR și pe aceea să fie date doar în administrare municipiului care, da, pe care le, da, pentru că acel drum nu deservește doar locuitorii municipiului, deservește toată zona Oradea sau toată zona Abrud. De exemplu, drumul național de la Brad la Abrud, 5 km din acest drum sunt prin municipiul Brad. Este incorrect ca din banii locuitorilor municipiului Brad să susții o reparație de milioane și milioane de lei pentru un drum care deservește tot nordul județului Nedoara și care are o adresabilitate la mii și mii și mii de oameni din zona respectivă. Ei, aici trebuie făcut ceva și aici fac un apel la primarii care au asemenea situație. Eu mi-am propus să revin la, cu un memoriu către premierul Ludovic Orban să găsească o soluție de finanțare, cel puțin, a segmentelor de drum care sunt care traversează municipiile și care sunt într-o situație destul de proastă din punct de vedere a infrastructurii. În regulă. Foarte pe scurt, în 20 de secunde, să concluzionăm. PSD Hunedoara, încotro. PSD Hunedoara sper să continue administrarea județului cu funcția de președinte și majoritate în Consiliul Județean Hunedoara. Și la primari? Și la primari, toți primarii PSD din județul Hunedoara au arătat că sunt vrednici și că pot să-și facă datoria cu foarte mare succes. Mulțumim pentru prezența în emisiune, vă mai așteptăm și altă dată. Cu mare drag, vă mulțumesc mult de invitație. Stimați respectatori, Florin Cazacu, purtător de cuvânt PSD Hunedoara și primarul municipiului Brad, a fost invitat la fotoliul cu ghimbi.
Sunt Adrian Simeon, rămâneți în continuare cu noi, numai bine!